Și în 2016, tenisul de masă a reprezentat sportul numărul 1 în județul Buzău. Top 10 sportivi buzoieni a fost dominat de tenismenii de la CSM Buzău. Ovid Ionescu a fost declarat sportivul buzoian al anului 2016 în județul Buzău. Constantin Cioti s-a clasat pe locul 2, iar Dragoș Oprea pe a patra poziție. De altfel, cei trei tenismeni se află pe primele poziții și în clasamentul național, întocmit de Federația Română de Tenis de Masă. Ionescu se află pe locul 4, cioti pe 7, iar juniorul Dragoș Oprea se află pe un surprinzător loc 23 în clasamentul seniorilor. Talentatul tenismen spune că anul 2016 a fost unul de excepție pentru el. În iulie a câștigat medalia de bronz la europenele de tenis de masă de la Zagreb cu echipa de juniori a României. Cum a fost anul acesta pentru tine? A fost unul de fapt, a fost un an bun la două locuri 5 la Mondiale, am loc 3 la, la europene la echipe, am luat medalii la naționale, a fost un an foarte bun. În 2016 Dragoș Oprea a mai obținut două locuri întâi în probele de dublu băieți și echipe și două locuri 3 în probele de individual și dublu mixt la campionatele balcanice de juniori. El este legitimat la CSM Buzău, club care a reușit în ultimii ani să promoveze în sportul de performanță numeroși tenismeni talentați.